Așa cum au crescut. Nu, că eu nu sunt adeptă a bătăilor sau a lucrurilor urâte, dar... Ați fost bătută? Nu, n-aș vrea să mai mă întorc, că să-L ierte Dumnezeu, nu mai este pe acest pământ de mulți ani, datorită viciilor pe care le-a acumulat și n-a vrut să se lepede de ele, cum se spune. Și atunci, asta este, ce să facem. A fost o eliberare, doamnă, pentru dumneavoastră? Datorită rupturii, că a decedat, putem spune că da, pe undeva, dar de multe ori simțeam și absența lui. Nu pot să spun, pentru că nu e ușor să crești doi copii. Erau destul de mici când el ne-a părăsit. Viața bate filmul, iar Maria a înțeles acest lucru din plin pe propria piele. Maria spune printre rânduri că a fost victima violenței domestice și cum fac multe dintre victime, din păcate, a ales să rămână alături de soț doar de dragul copiilor. Soțul ei a decedat în urmă cu mulți ani din cauza viciilor cărora le-a căzut pradă. Maria însă poartă și astăzi în suflet cicatricile anilor grei alături de soțul său. Multe ori spuneam, Doamne, e mai bine că am liniște și pace, dar atunci când ajungeam la greu mă gândeam totuși... Rău cu rău. Rău cu rău, dar mai rău fără rău, știți? Na, asta este, să-L ierte Dumnezeu și să-i odihnească, să le facă acolo unde sunt, odihnă veșnică. Specialiștii recomandă ca victimele să ceară ajutorul imediat atunci când se află în pericol. Nimeni nu ar trebui să accepte nici măcar o secundă de agresivitate, de orice fel ar fi aceasta.